going live, suntem live. Tot cel puțin așa ar trebui. Salutare, prieteni. Vreau să știu dacă o să-mi înceapă, voce și după tabul ăsta și o să-l mă aud de 15 ori, deși cred că trebuie să dau refresh. Da, bun, nu mă mai aud de 15 ori, dar este totul în regulă. E bine, e bine, e bine. Salut, prieteni, Alex, Cezar, David, bine ați venit. Cum să fiu, Alex? Sunt bine. Tu cum ești? Cum a mers minunata zi de astăzi? Stai așa să ne punem pe full screen window ca să putem să mai mutăm chestiile pe aici, în counter. Dăm și connect până mai vedem ce-ați mai făcut astăzi. Zici, mă, Cezar, de ce n-ai luat aia? Oh, Adrian! Am treabă. Am inelul pregătit, dar nu-i problemă. Dă-mi, scriem pe sim. Scriem pe sim, Adrian. Până acum văd că n-a intrat nimeni aici pe server, așa că avem timp. Oh, salut, Zeus, stai așa, nu te grăbi, că trebuie să fie stream-ul pornit, altfel nu știe botul ce să facă. Stai așa că-l pornesc acum. Sau stai să nu stricăm ceva pe aici. Bun, acum ar trebui să fie tot în regulă. Botul, acum îl pornesc. Gata, tata, dă-i acolo, dă-i drumul la nebunie, Zeuț. Să punem și în titlu aici. Covarul Adrian. Bine, Adrian, legat. Mamă, n-ai punctele, mă. Stai așa. Ia-mă, tată, să vă jucați până începe meciul. Ce să zic, mă, Gis? Uite, așteptăm să intre lumea pe server. L-avem și pe Adrian de la 9:30. Cred că trebuie să mut OBS-ul pe partea asta. Gata, tata, mi-am pus totul bine aici, e tot în regulă. Văd unde e ăla cu camera, ăsta e? Ăsta e, ok. Ăla o să-l scoatem în timpul meciului ca să se vadă totul cum trebuie. Deci avem Galaxy Racer, desigur, echipa de fete în care joacă Ana, împotriva Mystis Gaming Academy, niște băieți din Finlanda. Nu știu exact, dar mi-au reacționat la storie, așa că-s de treabă. Oh, Cristian, 7, respect. Și zici, mă, treflă. Mai bag 10.000. Hai, băgăm la sfârșitul meciului, între meciuri acolo, să vedem cât de repede se termină meciul ăsta, pentru că ălalt începe la 9:30. Bine, deși n-ar trebui să fie o mare diferență, n-ar trebui să avem mult de așteptat până intrăm și la Adrian după aia. Dar vedem. Salut, Cătă, bine ai venit. Salut, Mihai. Cristian 7 e fanul de la Pușcași, măi. A fost și pe stream la Jax atunci când jucau Pușcași și... se terminase meciul, se termina și ziua, nu mai juca nimeni, el era cu pușca și acolo și de atunci a devenit un mim, Cristian.
ăștia au tagul Migak Underline. E bine, măcar poți să le citezi numele mai ușor. Am bine că mi-ai zis, Adrian, nici nu știam că ai meci astăzi. Nu m-am mai uitat, în general m-am mai uitat pentru că face și Werty stream la ele. Bine, mi-ai spus că face și Werty stream, dar acum dacă m-ai rugat să mă ierte, dar o să comentez și eu meciul. Văd, cool, că m-ai zis să exit, dacă că mai joacă ei, mai joacă și Reunited sau Juniors, nu mai știu exact, m-am mai întrebat o dată, dar eram la Jilufă și n-aveam cum să-l ajut. Dacă mai are nevoie, o să mai vedem. Cool, desigur există de mi-o seamă Stay pe chat. London 5? Nu, că cine-s London 5? What? Echipă românească. Bună, Lana, bine ai venit. Se numește Amori Stay, parcă era. Se numește Amori Stay, asta. Da, se numește Amori Stay, este comanda. London 5, și cine joacă la ea? Agi în echipa ta. Dacă vorbești serios și aveți meciuri, dacă vrei, n-am nimic împotrivă să-mi spui și te comentăm. Presupun că și Knockout joacă tot la SEA, nu? Nu știu dacă mai sunt alte competiții în momentul ăsta, gen internaționale, că știu că e aia de la Rogue, dar bine, aia e exclusivitate cu Werty. Cel puțin așa a fost dat trecută, am zis să nu mai întreb, că probabil n-are niciun rost. Knockout? Bă, știu că... Bă, Knockout oricum mi-au impresionat și la JLF. Mi s-a părut că au jucat foarte bine. Dar... Nu știu ce și mai schimba jucătorii, ce mai făcut, nu știu. Cred și eu mai trebuie să intre live la Galaxy Racer și coach-ul, care nu știu dacă n-a intrat încă. Domnul coach, cel puțin când intră și ultima domnișoară, o să oprim muzica și dăm drumul la sunet. Și scoatem camera când începe runda de lame. Zici-mă, Cianchi, cum merge treaba? Am văzut că te mai iei pe Discord cu tovarășii tăi, cu băieții de pe SEA care au... Știi ce zic? Nu mai ai dat un net lui Dios, nu știu, la mișto. Ce mai faci, Cianchi, cum mai merge treaba? Nu te văd că ai tras și vorul coach-ul. Nu știu, mă, cu câteva zile ești nebun la cap. Nu știu, i-ai dat un net lui, i-ai dat genul reply lui Dios. Cu ceva, nu mai știu cu ce. Dar nu am mai văzut nimic de la tine pe Twitter, că nu știu dacă postez pe Twitter mai prea des, afară de asta. Da, era pe Twitter acolo ca cu coduri, cu astea, cu... Na. Ce știți voi? Bun, trebuie să dea lumea ready și... Începe nebunia. Ia stai să pun că scrie Bretonia, după zici că s-a handicapat. Bretonia de la 21:30. Intermedie de data asta. Am avut, deci, toate ligile. Am avut până aici, la Galaxy Racer, am avut intermedie. O să avem intermedie la Adrian. Am avut cool în main, în advanced. Câte știu, nu e nimeni. E cineva în advanced, Zeuț? Păi ce ligă sunteți?
Sau nu sunteți? Nu sunteți în Advance, nu? Nu e nimeni în Advance și la MDL, după cum știți. Ba, a dat Ang mail-ul și gen au răspuns aia primul mail și trebuie să vorbească Ang cu ei acum din nou și ar trebui să fie tot în regulă. Bun. Cu culul main împărțiți luzurile. Rămărunda de cuțite între Galaxy Racer Female și Mystis Gaming Academy. Din ce am văzut, am făcut ăștia o chestie super caterincă, gen cele două echipe, că Galaxy Racer, după cum știți, are două echipe. Are o echipă care joacă în Advanced, cred. Hello, Syntax. Și echipa din Open de fete și au numele gen Galaxy Racer cu spațiu între ele pe SEA, echipa de fete, Galaxy Racer fără spațiu e echipa din Advanced. Schema de asta, mă rog. Ce pe Galaxy Racer pe partea de CT, Mystis Gaming pe partea de Tero. Mănâncă deci tu pe ele. Trebuia aia cu zoom, mă rog, nu mai contează. Bun, runda de pistoale, Vilga are utilitățile partea celor de la Galaxy Racer, flash-urile și un diffuse kit. Pe partea cealaltă, C are smoke-ul și flash-ul, ne-o intrat rapid de la site-ul, pe însă Claudia și cu Ana. Triple kill-ul în total al echipei, dar Juho, aș presupune că Juho, că-s finlandezi, face cele două fraguri la site-ul B. O situație 2 vs 3 aici pentru Mystis Gaming. Vine flash-ul și vine și push-ul, un flash foarte bun aruncat de fete și 20 cu Clive fac cele două fraguri pentru a închide runda pentru Galaxy Racer. Ana de la Galaxy Racer este din România, GIS. Atât. N-avem alte meciuri, ce vrei să fac? glumesc. Deja vine Force Whale din partea ambelor echipe. Mystis, după ce au plantat, forțează aici cu scouturi, cu AK-uri și cu MAC-uri. Foarte rapid, Svetu o scoate pe Claudia, aproape de spray transfer. Clive vine cu trade-ul cu M4. Lății de 4 vs 4 în acest moment. După ce își pierd primul jucător, Mystis calmează puțin situația. Iau controlul lungului, în schimb. O săritură destul de interesantă din partea lui Duck, care se retrage în acest moment. Salut, Liviu, binevenit! Am uitat să zic, a fost un băiat care mi-a dat sub înainte să dau drumul la live, un băiat Tudor, parcă. Îi mulțumesc foarte mult. Îmi va părăsi acolo pe OBS. Un minut rămas din această rundă. Mystis pare că se grubează către site-ul B, acolo unde sunt 20 și cu Vilga. Mamă, rol 99. Se face switch-ul aici de arme, auziți 100%, face picul Vilga, nu reușește încă o eliminare. Face din nou picul full flash, însă din nou nu reușește. Juho scoate pe Vilga, însă Clive și cu 20 apără foarte bine aici site-ul pe triple kill-ul pentru 20. 2-0 pentru Galaxy Racer în acest moment. Încep bine, dați 2. Știi, Zeus, despre ce vorbesc. Mamă. Să trecem peste acest mic lucru. Iese Claudian Short, lasă la 6-6 pe Duck, reușește până la urmă eliminarea. Juho este și el acolo pregătit de trade, însă Claudia se retrage foarte bine. 20 însă l-a văzut pe Svetu. Vește foarte bine acest potențial flank și face fragul, îl are și pe Juho foarte aproape. Ce flick din partea lui Juho! Se retrage Juho înapoi în mid, se alătură cu echipierul lui Lucas, care avea bomba. Claudia vine din short și face fragul. Situația 4 vs 2 în avantaj acum pentru Galaxy Racer. Sunt curios dacă au venit băieții care îi susțin pe adversari, că poate dă drumul la niște chestii în engleză. Vedem. Clive pregătit aici de duel. Primul și al doilea frag. Double kill-ul. Închide runda pentru Galaxy Racer. Deja 3-0 pentru jucătoarele de parte de CT.
bine, full buy-ul pentru ambele echipe. Galaxy Racer însă încă au un MP9 și un Scout. Nu cred că se machează Liviu, nu cred că are rost. Că nu tragi mai bine din cauza asta. Zveto o prinde pe Clive în timp ce trecea către Pit. Și prăsești trefla. Avantaj acum pentru Mistis, 5 versus 4. Al doilea frag pentru Mistis, Lucas o prinde pe Ana. Însă Claudia are o poziție foarte bună aici la mașină. Scade din dezavantajul numeric, însă ce? Și cu Duck fac fragurile. Intrat ce din short în acest moment, 20, rămasă 1 versus 4. Aruncă ce smog-ul în short, însă m-a văzut-o pe 20, poate să se strecoare aici jucătoria de la Galaxy Racer, face un frag, aproape să-l prinde și pe Lucas, lăsat la 22 HP. Are totuși MP9-le și cred că cel mai probabil se va repoziționa sau poate chiar va salva. Se ascunde aici la mașină Duck, însă Venti poate va face o rotație lungă prin top mid, pe acolo probabil stă la un exit frag în porțile din lung. Misty se îndreaptă chiar către ea, are totuși off angle-ul, aba nu se îndreaptă încă către ea, ține unghiul Yuho și reușește fragul, vine prima rundă pentru Misty's Gaming Academy, mai bine. Dacă numărul 5, deși Galaxy Racer au câștigat 3 runde la rând, nu au bani în această rundă. Este un half buy. Ce ratează acel smoke de Xbox. Momentul în care două jucătoare de la Galaxy Racer se duc în short, ar putea să fie chiar opțiunea mai bună că nu atacă shortul Mystics Academy. Dar nu prea cred că a văzut jump throw. Ilga aruncă flash-ul, se face push-ul cu 3 oameni, însă ce? Aproape de triple kill, Yuho îl ajută cu cel de-al treilea frag. Dacă o scoate pe Ana, și deja Tenti din nou într-o situație de 1 versus 5. De data aceasta, un jucător în plus față de runda trecută. Însă are Deagle-ul în mână, va fi pușată de Zvetu din CT și vine cea de-a doua rundă pentru Mystics Gaming. Is anyone here supporting Mystics Gaming Academy? Me supporting. Așa zici, treflă? Vine molotovul în lung, aruncat de Clive, smoke-ul pentru a-l stinge. O rundă in English. Next round. De la Galaxy Racer Dagis. Un bai destul de precar din partea celor de la Galaxy Racer 20 aici cu MP-ul, o armă care se folosește de mult în competitive play în ultimul timp. Oh, Gis, întreabă-l pe Zeus cum e 20. Sau pe treflă. Smoke în site-ul B, însă Mystics Academy sunt strânși către site-ul A, mai exact pe short. Cred că 20 și Gen 3 are Instagram, Twitter-ul și Instagram. Claudia pică în molotov, însă Ana și cu Clive. Două fraguri importante aici pe site-ul A, în continuare singurele două jucătoare rămase pe site-ul A. Vede acolo Clive încă doi jucători. Încearcă să tragă, dar din pit destul de greu. Reușește totuși fragul pe Lucas, pică Vilga, însă 20 face fragul pe Duck și Ana. Închide runda cu fragul pe Yuho, 4-2. Galaxy Racer still in the lead right now. Să plece nebunia pe engleză, a? Crezi că trebuie?
full buy for both teams in round number 7. Smoke on long and a lot of flashes. Claudia throws Molly. Here comes the flash, then the peek. The peek from Galaxy Racer. Entry frag, to be exact. Peek. Advantage on the city side. Claudia tries to spam that smoke. Here comes the flash from... is this duck? Close to a trade frag. Let's get Claudia in the end. 4-on-4 Clive falls by the bullets of C. Ana. Reaction on the first guy. She can get other two. Pushes out. Nice flick from Ana. They're in the advantage again. But Yuho comes from middle. 8 HP for the Finnish player. Very good smoke thrown city side. The city spawn, to be exact. They're gonna rotate towards B side. Very good, very good. 35 seconds on the clock and they're gonna take control of this side. Here comes the smoke. They're gonna swap the weapons because Yuho is really low right now. And the plant is gonna come in. I was in Fudges. Preparing for the retake. The girls from Galaxy Racer coming in. This nade might take down Yuho. It's too deep in the tunnel, unfortunately. Lucas still waiting behind the box on the B side. Yuho does get the entry frag, but he's spotted now. Still on 8 HP. Still alive. Lucas gets the frag, and Yuho ends the round for Misty's Academy. 4-3. Ma păcălit mai liniu, că nu e străin. M-a păcălit, Mars. Force by data aceasta pentru Galaxy Racer. Claudia pușează deja în short, prinsă de către Yuho. Mai am un meci după și aș ieși pe afară, să văd ce fac afară și mie. Nu știu, Zeus, nu garantez. Dacă vezi ce mixuri erau la Among Us pe la 5 dimineața, Vilga! Ce glonț frumos pe Yuho! Stabilește egalitatea numerică, însă singura apărătoare site-ului este Ana cu scoutul. Face picul Svetu, ce reacție impresionantă din partea jucătorului finlandez! Vine smoke-ul în CT, deși puțin cam târziu, pentru că au trecut deja. Ce? O scoate pe Vilga? Avantaj de 2 oameni pentru Misty și vor salva în acest moment Galaxy Racer. Au acolo un AK pentru 20. Clive a recuperat și ea un MP9. A venit save-ul pentru că runda următoare va fi un Echo. Măcar să zic ăștia de sus, Misty, străinezii, dacă au apreciat și ei, cum am comentat în engleză, dacă nu, mă cac. Salut, Zădă, bine ai venit! Bomba explodează și avem 4-4. Restabilesc egalitatea, Mistis. Thank you, Călina. Thank you very much. Runda cu numărul 9, după cum ziceam, pe 2000 pentru Vilga și Ana, Claudia a reușit să-și cumpere totuși un Deagle. Vine smoke-ul în lung, puțin cam avansat totuși, dar reușește Duck să ia controlul, Svetu. Însă puțin cam târziu, a trecut un glonț chiar pe deasupra lui, către coechipierul lui. 4 oameni de la Mistis în mid, vine flash-ul în porți, face picul Ana cu pe 2000-ul, îl atinge pe Svetu însă. S-a 68 HP, jucătorul finlandez. Se luptă acolo cu 4 jucătoare la Galaxy Racer. Ce, o scoate pe Claudia în short. Continuare Vilga și cu Clive rămase în viață. Însă Yuho vine cu flancul din site-ul B. Clive,
Prinde pe Svetu însă, reacționează puțin cam târziu la informația de, din zona midului, răsat la 23 HP, face picul, iuho, pe 2000-ul reușește până la urmă eliminarea și preiau controlul acestui meci finlandezii. Salut, Belaceu, bine ai venit. Joacă fetele, bă, nu știu exact cât de bun sunt inamicii, gen, nu știu exact cum aș putea să-i compar. Stai la rând, Palm. Suntem mai mulți aici. O pauză din câte cred, o pauză din partea celor de la Galaxy Racer. Pare că ceva nu funcționează. Parcă intră Yuho peste ele și nu găsesc un răspuns. Va veni totuși un full buy cu 3 famasuri, ce-i drept, dar foarte multe utilități. Asta îmi place să văd. Prefer să-și cumpere o armă mai slăbuță, dar vor avea mult mai multe utilități. 4 jucătoare în lungă. Vilga face fragul pe Svetu, entry frag pentru Galaxy Racer. Recuperează și AK-ul. Mai reduce din dezavantaj. Nu știu ce să zic despre acest smoke. Avantaj acum Galaxy Racer. Vine flash-ul în short, Ana foarte aproape de acel smoke, aproape să-l prindă pe Duck, care este sub scări în acest moment. O surprinde pe Ana. Cred că se aștepta să fie cineva chiar atât de aproape. Ce face fragul pe Clive în avantaj în acest moment Mystics Academy. Ilga este lăsată singură pe site-ul la apăr, încearcă să apere acolo short-ul, însă e pușată de jucătorii din lung, trebuie să aibă mare grijă. Claudia aruncă molotovul în short pentru a-l forța pe Duck să iasă. Reușește fragul, însă pică 20 prin smoke lanțul lui Yuho. Vilga îl scoate pe Yuho totuși pe site. Este Lucas cu polarul, ce este în lung cu AK-47 în acest moment. Face picul Lucas, însă Vilga ține bine unghiul, îl are și pe ce aici în lung. Vilga! Un quad kill din partea jucătoarei de la Galaxy Racer și își aduc runda cu numărul 5 pe tabelă. Băi, Giz, e nou simp September, mă. Nu e, ai failuit, nu e. Nu e ce trebuie. Ce bine a tras Vilga în această rundă. Și imediat pleacă polarul pentru Ana. Din nou 20 cu MP-ul, nu știu exact dacă asta e cea mai bună opțiune. În defavoarea unui MP9 care trage mult mai repede. Stai liniștit, Giz, nu-i problemă. Din flash-urile lui Lucas, nu știu exact încotro, însă Svetu face picul din short. Pică totuși, Claudia reacționează mai rapid. În 3 de neiduri acolo, Yuho, lăsat la 53 HP mai exact. Dacă aude aici push-ul lui 20, o prinde, moare și pe Vilga aici, pică amândouă jucătoarele care pușeaseră site-ul B liber în acest moment. Mi s-a activat și Google Assistant-ul pe telefon. În dezavantaj din nou Galaxy Racer, reușesc să prindă entry frag-urile, însă reușesc să refructifice. Vine ce însă la un flank, o vede pe Claudia, reușește frag-ul, Clive pică și ea, rămâne numai Ana cu polarul 1 versus 4. Probabil e harta lor cea mai bună, nu știu. Am văzut că au jucat destul de des, dați doi. Face piculana, îl prinde pe ce care venise la un flank ceva mai devreme din zona lungului. Dar totuși cel mai probabil va ține de acest polar, pentru că din nou au o economie foarte slabă fetele de la Galaxy Racer. De partea cealaltă, Misty să-și permit să piardă câțiva jucători, ce are 9.000 de dolari dacă va avea și el după această rundă cu Bombplant. Va fi un avantaj destul de mare în economie pentru finlandezi. Așa, Belaceu, ce s-a întâmplat? Deja s-a închis școala?
Ah, ok, nu s-a închis. Ah, am înțeles. O rundă de half-buy în jurul polarului pe care l-a salvat Ana. De pistole upgradate acolo pentru Claudia și Clive, Vilga și cu 20. Mase cu pistoalele default, să spunem așa, USP-ul și pe 2000-ul. Lucas se apropie de mid. Este un boost interesant aici să vadă în lower tunnel. Și mai probabil Ana, însă nu va găsi pe nimeni acolo. Duck este în upper tunnel. A băgat o clasă de-a patra în carantină. Da, mă, nu știu, am zis la început că e o prostie, dar... A, ei, oamenii au încercat. Încercăm să ajungem, ne întoarcem la normalitate, știi cum e. 20 văzut în zona midului, face picul Ana din short, reacționează puțin cam late Lucas acolo, cred că se uita spre bunelul Ana. Au pus stăpânire pe zona lungului Zvetu și cu ce pică Claudia, a aruncat smoke-ul în short Zvetu. Ana a lăsat la 57, însă Duck vine din zona midului, o vede pe Clive, reușește fragul pe jucătoarea de la Galaxy Racer, Ana așteaptă în molotov. Vine picul întârziat din partea lui Duck, 20 reușește să facă trade-ul, însă se va întâlni și cu Zvetu, care are totuși AK-ul în mână și vine runda pentru Mystis Academy. Și în continuare în avantaj, Mystis Academy au acolo polarul pe Lucas, AK-urile și utilitățile de partea cealaltă. Galaxy Racer nu își permit un AVP în această rundă. Așteptat acolo în short foarte bine jucătorul de la Mystis, care duse molotovul peste Ana. Venti deja îl seacă pe ce prin smoke, lasă la 56 HP. Nu e bun acel smoke în mid, însă intrarea se face la site-ul B, acolo unde este numai 20 singură. Vine flash-ul lui Clive. Fragul, odată cu flash-ul, însă pică imediat și ea și colega ei. Situație de 4 versus 3 în avantajul finlandezilor. Claudia îl scoate totuși pe Juho, restabilește egalitatea numerică. Versus 3 în acest moment. Dacă aruncă un flash, vine și molotovul lui Lucas la geam. Lucas nu observă încă. Ana, o reacție bună, prinde un frag. 3 versus 2, avantaj pentru Galaxy Racer, double kill-ul Anei. Ce o scoate pe Claudia, însă Vilga vine perfect la trade și vine runda pentru Galaxy Racer. Salut, Cux, bine ai venit. N-ai treabă, Cosmin, nu să vorbesc astea aici. Mamă, Gis, nu mai lasă, că te iau ăștia după cum l-au luat și pe vărul, nu mai, lasă-o așa. Runda cu numărul 14, au de data aceasta un AVP Galaxy Racer, însă în continuare două famasuri. Flash-urile lungi din partea Anei, cred că puțin cam devreme primul flash totuși. Mystis Academy însă joacă destul de pasiv această rundă. Nici chiar atât de rău, Cosmin. E smoke-ul în lung din partea lui Clive, însă a venit smoke-ul în mid. Nu știu exact care e ideea cu flash-ul acela, Zvetul, însă nu a vorbit pe nimeni în zona short-ului. Duck, însă, entry fragul pe 20 din smoke. Atins și el de partea cealaltă de către Vilga. Claudia va face picul înspre short, îl vede pe ce, nu-l știe și pe Juho. Reușește să scape totuși Claudia către zona CT-ului. A făcut push-ul Clive deja în lung și ar putea să-l prindă pe Lucas, care are și bomba. O ocazie foarte mare aici pentru Clive, însă cred că a scăpat pas, a fost auzită de către Lucas. Se va face intrarea către site-ul A, în continuare Ana în lung, prinsă de către ce... Reușește cu escopul Claudia din smoke, aproape să fie prinsă de Zvetu. Se întâmplă chestia asta, rămâne numai Vilga, 1 versus 5, ar trebui să țină de aceste 4, este în tunel. Se va întâlni cu Duck în acest moment, face picul Duck, ce one tap din partea jucătorului finlandez, 8
la 6 și intrăm în ultima rundă din prima jumătate a acestui meci. Profesor, pe sunt prost, dă, bă, ce vrei să te învăț pe la ce? Păi, cred că ca să ajungi ca Ana, cred că trebuie mâini. Svetu, deja secat, însă o prinde pe Claudia, care avea scout-ul foarte, foarte rapid în short. Ana? Îl vede până la urmă pe Svetu, nu știu, a fost acolo o chestie destul de interesantă. Cred că s-a așteptat Svetu să aibă 4-3. De fapt, s-ar putea să aibă 4-3, însă s-a întors într-un moment oportun. Nu știu exact care a fost situația. Oricum, 4 versus 4. Da, mă, Chiux, toate jucătorile la Galaxy Racing sunt fete. Dacă se face pe la acea o oră de e-sports, vin eu și... vin eu și... predau. Salut, Claudiu, bine ai venit. Vine flash-ul lung, bună reacția Anei. Îl scoate pe Lucas, jucătorul cu polarul, care era scăpat acolo în zona pitului. Însă Mystics Academy se strâng spre site-ul B, acolo unde este 20 cu scout-ul. Cred că ești un pic cam în spate, Chiux. Pe stream, gen. Dac, face entry fragul. Face fragul pe Vilga, aproape o prinde și pe Ana prin smoke. Și o ocazie foarte mare aici, Mystics Academy intră la site-ul B, acolo unde este 20 cu scout-ul, prinsă de același Dac, triple kill pentru jucătorul de la Mystics Academy, iar Clive vine din tunel în acest moment. Este destul de aproape, așa că ar putea să îi prindă pe nepregătite, însă Dac, pregătit de quad kill, scos până la urmă de Clive, va pușa acest molotov, dar Yuho, pregătit acolo de trade și avem 3 runde avantaj pentru Mystics Academy. Nu, oricum cel mai probabil, bă, Claudiu, nu vreau să fiu rău, dar cel mai probabil, în afară de, nu știu, Zeus și Cianchi, care erau pe cea mai devreme, nu știu dacă mai sunt niște ceva jucători proeminenți din scena Counter-Strike-ului românesc pe chat, probabil Ana joacă mai bine ca toți dintre noi. Nu joc, adică nu vreau să vorbesc urât de băieții de pe chat, dar... nu știu dacă mai sunt jucători de level 10 în afară de ea pe care i-am numit, dar... nu știu. Reflight, dar drumul la nebunie sau chiar au venit băieții să se uită? No, 6, o jumătate nu atât de rea pentru Galaxy Racer. Ar putea să intre ușor numai dacă câștigă runda de pistoale. Dar cum se descurcă pe partea de Tero? Yuho văd că se are cu scout-ul. E treflă aici? Mă, ești, mă, treflă? Mamă, nici nu mai e treflă, mamă, dacă vă place, prieteni, acest meci sau vă interesează mult meciuri care urmează, vă invit acolo să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Mă ajută foarte mult, vă pup, ajungem recomandate, ne vede toată lumea, deci fiți atenți care e planul, ajungem recomandate, ne vede Dorian Popa, zice, ha, o notă pop și ajunge cel mai șmecher canal de YouTube. Merge? Merge! Începe runda cu numărul 16, runda de pistoale din cea de-a doua jumătate. În avantaj în continuare, echipa finlandeză, partea cealaltă Galaxy Racer, Clive are utilitățile, vine smoke-ul de M2B, cred, un smoke destul de interesant, aruncat din spatele lungului. Și fac o alegere bună, fetele, 3 jucători de la Mystics sunt în site-ul ăla, însă este un fake! Smoke-ul este fake, prieteni, va veni flash-ul în site-ul ăla și vor intra din short cele 5 jucătoare de la Galaxy Racer. Ascuns ce acolo la pantă, 20 face entry-fragul pe Yuho, un headshot acolo între domnișoare, însă
La urmă pun stăpânire pe site-ul APKC, se luptă aici Dac și reușește fragul, însă este atacat din toate părțile. Lucas face și un frag pe Claudia, situația e 3 vs 3, degenerează ușor-ușor, însă Twenty reacționează bine, face fragul pe Dac. Clive are aici un duel în short cu Svetu, este ajutată și de Ana, însă Clive reușește până la urmă eliminarea, rămâne numai Lucas. 1 vs 3 este în lung în acest moment, face foarte bine Twenty să nu se lupte, iar Ana încheie runda cu Glock-ul. Și avem 9 la 7. Galaxy Racer pot să revină, după cum ziceam, foarte ușor aici în match, dacă știgă și runda de anti-eco. Încă să văd Force Buy din partea Mystics Academy. Luca, mersi foarte mult de sub. Bine ai venit. Nu-i frumos, Bela, ceau, nu-i frumos. Ei, contract. Ar fi fost bine. Domnul Galaxy Racer, dacă vrei să dai știu ce mai, nu-i când potriva acum. Mr. Galaxy Racer, are you here? Lucas primește și el un tag după ce l-a dat pe primul în această rundă. Venti așteaptă foarte bine, o ajută pe Ana, care avea totuși macul, fac entry fragul fetele de la Galaxy Racer pe Lucas. În short însă este un setup destul de interesant cu Che și Yuho. Până la anul Arel. Salut Mario, binevenit. Păi de ce n-ajungi la următoarea ediție? Că câte știu eu ar trebui să fie tot anul ăsta, nu știu exact. E, dar așa s-a auzit inițial că ar trebui să mai fie una, o ediție anul ăsta. Nu vreau să zic prostii, să vă zic că sigur e, că după aia nu zic lumea că sunt păcălici. Ne flash-ul în short, nu vor găsi pe nimeni aici Galaxy Racer, Mystics Academy, pentru Galaxy Racer atacă cu 5 oameni din lung. Dac este momentan apărătorul site-ului cu scout-ul, vin smoke-urile în site-ul A, însă a primit acolo tag Dac, dar Ana era destul de secată, face picul Dac, destul de agresiv, nu pică, mai face un frag. Vilga face trade-ul, însă Yuho reușește și eliminare Twenty, îl scoate pe Yuho, avem o situație de 2 vs 2, Svetu este în smoke-ul din CT, o va auzi aici pe Clive, care a aruncat bomba. Se termină smoke-ul, însă reacționează bine Twenty, scoate USP-ul, îl vede și pe C. Ar trebui totuși să încarce ce la cap, pentru că are destul timp. Se luptă Clive acolo cu jucătorul din short, ultimul rămas în viață la Mystics Academy, însă Twenty îl lasă la 37 HP, toți jucătorii sunt secați. C o scoate totuși pe Twenty, are 5-7-ul în mână, însă Clive un headshot frumos prin marginea cutiei și Galaxy Racer acum chiar ca o șansă bună să egaleze acest match. Pur și păcăliți de Vulpop. Level 10 solo queue pe Faceit. Dacă ai făcut level 10 solo queue pe Faceit, nu te-ai jucat cu nimeni până acum. Adică, mă rog, cu nimeni. Te-ai jucat de la level, nu știu, 2-3, să zicem, până la level 10. Mad respect, tată. Nu știu cum ai supraviețuit până acum. Rundă de Fuleco pentru Mystics Academy, au un play în zona mid-ului, vine flash-ul lui C, însă Galaxy Racer sunt în lung și ar fi trebuit să-i audă pe jucătorii din short. De la level 3 până la level 10 într-o lună jumate de camera PC. Ah, ok. Vorba lui Cianchi, ar trebui să vezi un psihiatru să nu ai ceva PTSD gen. Se fac fragurile rapid, este o rundă de eco. Totuși Svetu cu 1 HP. Au pierdut destul de multe arme aici Galaxy Racer, dar până la urmă runda este câștigată. Da, dacă ai ajuns de la level 3 la level 10 într-o lună jumate, înseamnă că jucai destul de bine. Adică dacă de obicei gen când te apuci de face it, ești pe la level 4-5 așa. Sau ai dalea necurate și dacă ai dalea necurate, na, se poate, felicitări. Facem 60 de fraguri pe meci, aia e. Ilga se apropie de Svetul, vede acolo și faci gândi fragul fetele la Galaxy Racer. Se apropie de site-ul B acolo unde este C deja la mașină. Trebuie să aibă grijă. Vilga aici reacționează bine, Dac. Este și el în spatele porților și în spatele smoke-ului mai exact.
Nu, cu 2060, bă, cred că mai bine la i7, dar mă rog, oricum. Cum ți-am zis, felicitări. Presupun că ți-ai luat și monitorul de 144. Vor salva aici Mystics Academy în pit cu 3 jucători, 20. Am mai ținut odată aici și n-a avut răbdare, a fost prinsă, cred că tot de același, dacă țin bine minte. Trebuie să aibă mare grijă acolo la jucătorul finlandez. Dar scorul va deveni 10-9. Galaxy Racer preiau din nou conducerea în acest meci. Bă, Soca, îți urez mult succes. Chiar sper să te văd. Sper să te văd la următorul sezon de rel. Și Pro Airless și G400. Ne. Că și de echipă și aia e. A votat. Foarte bine. Intră din zona midului un smoke ceva ratat, însă acolo îl surprind pe C. Și de fapt intrarea nu este mid to B, se va intra către site-ul A, însă vineri smoke-ul Anei ar putea să-i păcălească aici pe Mystics Academy, însă le vede Lucas cu polarul. Din flash-urile pe site-ul A, iuho, face un frag aproape de triple kill, Duck ajută și el acolo cu fragul pe Ana, însă este foarte secat, Duck 1 HP pentru el, acel molotov cred că îi va aduce sfârșitul, glonțului Clive totuși este, care îi termină viața, Lucas cu polarul în CT, Svetu este și el către site-ul B și pare că e un potențial save din partea celor de la Mystics Academy. Cred că se bazează foarte mult dacă Lucas face fragul aici. Face picul însă, 20, bun fragul pe Svetu și acum Lucas rămâne 1 versus 1. A recuperat acolo totuși un M4, o șansă bună însă, se poziționează perfect 20. Life stă ascunsă în short, însă picul vine și fragul 11-9. N-am mers cu metrou, nu. Dar am văzut filmuleț, am văzut niște poze, am pus acolo pe Instagram. Să mă urmăriți, aveți Instagramul deschire, pop, the caster cu puncte între cuvinte. Am un prieten care face niște content super caterincă, Fire Silviu, i-am dat eu acolo share la Instastory. Mă rog, de fapt era un videoclip când a intrat la metrou și am văzut acolo cum arată, senzații. Ce? Mai bine zis, ce pic face acolo jucătorul finlandez? Ca sincer, cred că nu cred că se face că nu vede, cred că a ieșit. Entry fraguri din partea lui Clive. Așteaptă foarte bine 20 push-ul din mid care vine din partea lui Duck. Doi oameni rămași în viață de la Mystics Academy în acest moment. Vine flash-ul, însă picul lui Svetu vine destul de târziu. Acel nade lasă pe cel la 20 HP. Este la elevator în continuare. Probabil vă face jumpy-cool, însă Claudia reușește să se ferească de acel glonț. 20 face ultimul frag. Avem încă o rundă pentru Galaxy Racer, care arată, aș zice sincer, ceva mai bine pe Tero. Văd foarte multe fake-uri, foarte multe rotații. Interesant. Nu-i neapărat Zoca, știi care e chestia, că sunt oameni care, stai seama, nu ești nici primul, nici ultimul care vrea să joace cu ei și, deși de lângă faptul că de obicei sunt 5, nici nu te cunosc așa și mai degrabă să joacă cu ei, să te zic, vreau să te simți prost sau ceva, din cauza că nu ți-a răspuns. Știți, nu sunt fete, nu. Să nu joace tata, uite-o în dreapta acolo. Are polarul mână acum. Vilga trebuie să aibă grijă acolo la Yuho. Fragul lui 20 pe site-ul. Foarte bine, picul lui Vilga îl scoate pe Yuho. Au avantaj acum fetele, însă vine un molotov din CT care oprește bomb plant-ul. Interesant acel molotov. Îți explic imediat, Ștefan, îți explic imediat de ce s-ar putea să nu îți dai seama.
Claudia face fragul pe Svetu, Ana în continuare cu polarul, ce va veni din lung, oare pe Vilga la Saci în acest moment, trage acolo, ce încearcă să prindă un frag, trebuie să facă picul aici, 20 îl scoate pe Lucas, ce one tap din partea lui, ce, însă Vilga îl are în vizor acolo pe jucătorul finlandez și va salva în acest moment. Ar trebui să punem la pe polarul ăla. Du-te, Vilga, și ești tu polarul ăla. Hai, am o Glock Fade. 150 de euro. Fine. 13 la 9 pentru Galaxy Racer. Ștefan, dacă vezi, fiecare jucător are un anumit, ca să zicem, un tag. Pentru că așa e pe SEA. Îți bagă tagul de la echipă în match înaintea numelui. Și probabil de asta ți se pare ciudat. Toate jucătoarele la Galaxy Racer au Galaxy R înainte de nume, gen. Numele lor de pe SEA e ăla de după Galaxy R. Ar fost Caterin că să poți să scot asta, dar nu mai cum, pentru că practic îți editează numele din Steam. La fel și la băieții de la Mystics Academy. 13 la 9, 4 runde avantaj în acest moment pentru Galaxy Racer, iar Mystics Academy au o rundă de eco. Vilga reușește să scoată pe Duck, entry frag bun, Svetu scos de către Clive, pușease acolo Svetu site-ul B. A comentat deja pe la ceau. Mai vedem, poate mai băgăm una acum după runda asta, runda următoare. Ce are acolo, AK-ul salvat, o prinde pe Clive pe un timing impecabil. Salut, Lum, bine ai venit. Se face rotația către site-ul B, de acolo de unde a plecat, ce? Vine smoke-ul în porți din partea Anei și site-ul B este complet acaparat în acest moment. În tunel se strecoară ușor, ce se va întâlni acolo cu Claudia. Nu știu dacă a văzut, se anunță ce acolo, însă câștigă duelul cu jucătoarea de la Galaxy Racer. Vin doi jucători din tunel în acest moment. Ana, reacție bună, face primul frag, l-are în continuare și pe al doilea jucător. Ce reacție din partea Anei, Lucas încerca acolo să se strecoare, însă văzut de fetele de la parte de Tero. 14 la 9. Intrăm în runda cu numărul 15, cu 9, 24. Round number 24. Full buy for both teams right now. Mystics Academy. Double op setup. Molly from deck to stop the push from the girls. Vilga though rushes in into short. She catches deck off guard. Yuho is still with the op at the at the car. Misses the first shot. Yuho, he has the most important job right now. Right now. Yes, jale free al dreco sere. 4-2 situation. O dreco sere că mâine comentez meselu ancolo. Fine, nu mai fine bun. It's going to be a save from Mystics Academy right now. Yuho tries to get the frag on Clive. Clive peeks into Yuho's scope. Oh, Yuho gets the elimination. Going to be match point for Galaxy Racer. Amazing plays on the T side right now. Vilga does fall though. Se ajunge pe la ceva, 15 la 9 match point pentru Galaxy Racer. Bă, sincer, chiar aș vrea să comentez în engleză, dar trebuie să comentez mai mult, gen, ca să mă obișnuiesc cu chestiile care trebuie să-mi vină în minte. Câteodată îmi vin niște chestii în engleză pe care mai degrabă le zice decât în română, dar mai degrabă îmi vin chestiile în română. Intră foarte agresiv aici în mid, din nou acel smoke ratat, nu știu exact care e planul, însă 20 reușește eliminarea, intră însă Vilga, face fragul pe Svetu, site-ul B este bulevard, am putea spune. Se face acolo un frag de către Claudia în lung, însă spun și cei de la Mystics Academy, 3 vs 4, un dezavantaj în acest moment, Mystics Academy, Claudia l-a văzut pe Yuho.
Nu reușește fragul, însă au un retake destul de greu în față băieții de la Mystics Academy. Vine flash-ul, face picul Clive, îl scoate pe Lucas, aproape de double kill. Duck nu reușește să facă nicio eliminare, rămas Yuho 1 vs 3. Pierge această rundă Mystics Academy și câștigă Galaxy Racer meciul. Avem, au scorul de 5-0, dacă nu mă înșel, în acest moment, în, în SEA Open, la 5-0. La fel aveau, și, aveau 5-0 și în amicilor, însă se pare că fetele au reușit să știge. Și acum, prieteni, intrăm imediat ce se poate, imediat ce o să avem un IP, în Bretonia cu Roots. Meciul lui, echipei lui Adrian. SEA Intermediate. Și avem, dragi prieteni, avem harta Overpass. Harta la care mă așteptam, pe care mă așteptam să o văd și la și la JLF. Însă se pare că n-am avut ocazia, da? O să fie interesant să comentăm Overpass. N-am mai văzut un Overpass de foarte mult timp. Sunt curios, eu vreo poziție pe Overpass pe care o să-i zic eu cumva și voi o să ziceți că, what, că nu există poziția aia? Nu cred. Rotocoale 2.0? Nu cred că sunt rotocoale. Nu mai știu. Nu-mi dau seama acum dacă există vreo poziție de asta. Bun, ar trebui să apară IP-ul imediat. Nu știu de ce n-a apărut, sincer, pentru că a apărut de fapt, doar că nu l-am văzut eu. Hai că am scris și eu. Trebuie imediat pe server. Am un Overpass. De când n-am mai văzut noi un Overpass, prieteni? Bine, sincer, de fapt, n-am mai văzut de când a jucat Nexus cu... Într-un best of 3 au jucat cu cineva Overpass, dar nu mai știu cu cine. La... Parcă tot la SEA. Dar nu mai știu exact cu cine... Cu cine au jucat. Banana de pe Overpass, teoretic e mid-ul, mai mult sau mai puțin, din propriu spus banană. Nu știu ce să zic. Claudiu, ca să-ți explic eu cum a fost când am fost coach la Agility, când au jucat cu Salamander primul match, eu știam absolut tot ce făceau inamicii, le-am spus tot ce făceau inamicii pentru că am uitat pe vreo 6 demo-uri, pe Mirage și pe Train, și n-au putut să-i cantareze, na, ce să le fac. Văd că deja intră băieții pe server. Bine, au destul de mult timp. Stai să oprim volumul în joc. Au destul de mult timp până trebuie să intre pe server, așa că... Să mai așteptăm. Teoretic asta e banana, asta de aici. Sau cel puțin așa mă aștept eu. Nu știu să zic de altă poziție care se poate numi banana. Ceva de genul, cam așa. Hai să o luăm așa, să vedem, poate avem niște culori mai ciudate. Deci la T-Spawn, aici sunt curios, cum ziceți la poziția asta, dacă are vreun nume pentru voi? Deși de obicei nu prea ai de ce să ai un call la poziția asta, pentru că nu
Se folosește decât poate la save. Sunt curios dacă încă mai există lucrurile. Ia stai, așa să prez muzica. Vreau să dacă încă se aude. Și probabil la gen, dacă e să mă joc și să salveze cineva acolo, zic că e la ușa aia de la club, dar nu cred că înțelege nimeni. Nu știu, monstru short, tunelul din short, sugentul ăsta-i tot e short-ul, graffiti, tatuaj, ABC aici, dar nu mai e graffiti-ul? Era un graffiti aici, dar văd că nu mai e. Aici sunt mai multe culori. Graffiti, tatuaj, ABC astea. Heaven, bancă, CT sau gunoi, depinde, rac, nu știu, nu cred că sunt ceva dubioase. Toalete, mid, baloane, în parc, în lung, nu e, mă, nu e în conector, nu sunt poziții ciudate, nu, pe harta asta nu. La leagăne. Dacă știți ce zic. De așa să-mi răspund la propriul tweet, cazul în care vede cineva după. Bretonii au, mă, Bretonii eSports. Puți e-sport? Mamă, Claudiu, ești în urmă rău, dar tot dai cu ori 2 sau ceva, că am zis de 6 demo-uri acolo 100 dari. Ah, ok, uite să scrii. Păi după HGTV le luasem, că jucau cu Salamander. Hai să punem și pe Instagram. Galaxy Racer. Galaxy câștigă. Urmează Bretonia, stai, Bretonia versus Roots în SEA Intermediate. Punem gift ăsta cu link în bio, că n-avem swipe up încă. Încă, mai trebuie doar 9000 de followeri. Royal 7 din SEA Open. Dacă vor să le comentez meciurile, tată, cu cea mai mare plăcere. Instagram influencer. Îți dai seama. De ce mi-a zis Adrian, au un stand-in. Chiki este plecat și va juca OV ca stand-in. Claudiu, să spun sincer, eu, deși adem ce fac eu toată ziua, mă trezesc, mă pun la calculator, pierd timpul până pe la, nu știu, 5-6 când intră lumea pe Discord și poate ne jucăm ceva și în rest cam atâta. Adică dacă vrea cineva să le comentez meciuri și dacă se joacă, bine, dacă se joacă face-in, nu, dar orice meciuri de-astea oficiale, n-am nimic împotrivă. Cu cea mai mare plăcere le comentez, că n-am altceva de făcut, gen. Ce să mai încerc să ajung în scena, aproape că-s mort. Mă bate aia la Diamond 3. Bine, nici chiar atât de mort, dar nici departe nu sunt.
Capi, mi se pare că e cu treflă în echipă, mi-a zis mie treflă, dă o echipă, dar London 5. Sau mă rog, poate m-a luat la mișto, nu știu exact. Nu știu pe băieți. De ceasul? Este și 30. Unde sunt băieții? Line-up-ul. Ia să vedem line-up-ul. Royal Savage. Cred că e cu spațiu. Royal Savage. Aki, Raiden, Stanziu, Deuzius, Wallache, Andy. Singurul pe care știu e Aki, că am jucat cu el în echipă. Acum mult timp am fost la LAN cu el. Ia stai să-l întreb. Te zic să-mi zică și mie când are meciuri. Când mai au meci. Am mâine. Ia stai că vreau să văd ceva, că totuși... Ia. Când în ce am văzut au și fetele meci mâine. Au de la ora 8. Vedem la cât are Royal Savage. Royal Savage. Au de la 9:30, mamă, ar fi perfect. Bă. E la 8 e meciul fetelor, la 9:30 e meciul celor de la Royal Savage, așa că... Cred că e bine. Cred că se poate. Ce fac multă de... Stai mă, Zouca. Ești la facultate, gen, și ai lucrat pe timpul verii, mă rog, verii. Cât ai fost în vacanță? Până vedeți Zouca și până așa, până începe și meciul. Mă las puțin cu imagine de la mea și cu muzica, că trebuie să mă pun la baie repede, rău, tot bărbă. Mi-era frică că a început meciul deja. Aki ajunge ceva ce să cătuși ca zangul. E mor și Aki, fii serios. Am întâlnit la UTCN și... nu știu ce înseamnă UTCN. Îmi zici mie că sporos rău. Curiera pe Bistrița. Bă, presupun că e destul. Adică e greu, dar... Ai făcut ceva bani, nu? Cum să nu mă spăl pe mâini, încă sunt pud. E poli, mamă, e greu acolo, e greu.
Păi, nu, bă, nu, tată, dar după aia. El a fost în echipă, când a fost cu Aki în echipă, eram în echipă cu Aki, Adrian. A fost la Lan, la Cluj, că atunci, când a dat cu pumnul masă în cauza lui Adrian, că am pierdut la 15-13, a venit în Heaven. Mă ajute când eu eram pe Sai, pe Bela Cash. A, păi era bine, mă, atunci, Zucă. Cum, mă, Claudiu? E mai greu un open în singura idee că poate să echipe bune care abia se apucă sau și-au făcut un line-up nou și trebuie să joace iar. În rest, aia care sunt pe la mijloc, gen aia sunt aia de open, dar sunt geale, gen. Adică să fiu sincer, am playoff, în playoff, da, în playoff e greu că e posibil să piști cu ceva echipe, despre ce vorbim, game agency în open. Adică, și nu sunt echipă de open, nici nu zic că sunt echipă de Pro League, dar nu sunt de open, dracu. Ar fi interesant să vedem Game Agents cu Galaxy Racer. Caterinca. Îți dai seama că reciclezi melodiile pe care le pun și la Nexus Media. Aș zice mai degrabă Advance spre MDL acolo, Advance cel puțin. Advance cel puțin cred că s-a descurcat destul de bine. MDL cred că ar fi un pic cam greu totuși. Mai ales că s-au chinuit cu Nexus și n-au putut să încheie meciul pentru că, sincer, nu pentru că au fost ei slabi sau ceva, n-au avut experiență, ci au făcut niște picuri destul de nasoale unde ar fi putut să câștige meciul, adică acolo unde rămăseseră 5v3, am arătat și ieri pe stream. Când i-a bătut la 15-14 Selo 4 oameni cu Polarul, nu trebuia să facă picul pe rând în fața lui Selo, trebuia să stea pe poziții și puteau să câștige acolo. Știi că Bretonia, bă, tot finlandezi, dar cel mai probabil, eu zic că poate să-i bată Bretonia, însă nu știu de ce așteptăm atâta. Cine mai trebuie să intre? La Bretonia cred că sunt toți. Da, la Bretonia sunt toți, mai trebuie să intre doi de la... Nu, unu. Un finlandez mai trebuie să intre. Cau, ce la-i canapea, Mario. Nu ar intra în play-off, dar rămâne în ligă. Ba nu, au șanse bune să intre și în play-off. Nu cred că ar trece de play-off-uri. Dar... A, da, corect. S-a terminat meciul ăla, vă bagă acum 1000 de 10.000. Și după aia, după meci, să-mi amintesc Giz ca să mai bag încă 10.000 după ce se termină meciul ăsta. Ha, aia e Claudiu. Da, din câte știu eu aveau 15 minute parcă să intre pe server, nu? Dacă s-a mai jucat cineva, este aia de curând, mă rog, în ligă, dacă poate să-mi spună și mie. Că mă jucam, mai aveai 15 minute să intri pe server, altfel puteai schimbi adminul să dai forfeit, dădeai prin screen, că la și 45 nu erau ăia pe server și le dădeai forfeit. Chiar să stăm toate 15 minute până intră ăștia, nu știi, în stare să fie gata la și jumate. Nu e ca și cum afli ora meciului acum. O afli când se stabilește, gen că poți să le programezi. Adică, mă rog, se programează, de fapt. Mamă, Claudiu. Mă jucam cu Adrian în echipă, am intrat și eu la el în echipă când era un intermediate, eram eu, el, Otoi, care nu cred că se mai joacă. Acum era Blue One, mă rog, niște băieți, nu cred că aveți de unde să știți. Și aveau 4-7, 4-7, am făcut 9-7, dar n-am trecut mai departe. Am ratat play-off-ul la atât, dacă aveam 10-5, 10-6, treceam în play-off. Nu știu, m-am pop CSGO, cred, dar oricum nu intru pe SEA decât să iau IP-uri, atâta. Ce m-aș mai juca eu dacă m-aș mai juca să fie Facey, da, SEA, chiar că nu m-aș juca niciodată. Înainte, când m-a apucat să-mi dă counter și voiam să mă afirm, pe lângă faptul că eu când mă jucam, nu mă jucam cu români. Domne, românii se bagă ca proștii, nu știu să joace tactic. Mă jucam cu englezi care aveau numai tactică, dar nu trăgea niciunul.
Și mă jucam SEA, nu-mi plăcea să mă joc face-it, că eram bun. Așa avea Adrian numele, ce vrei să fac? Nu mă jucam face-it, că eram geniu, eram mai bun decât îmi arăta rancul, de fapt, era stricat rancul. Așa zicea la toată lumea, eram pe matchmaking, am avut prima echipă cu străini, am avut Master Guardian 1, m-am luat în echipă că am făcut un 1v3 fără să vreau. Pe face-it aveam level 4 și pe SEA aveam C-, dar eu ziceam că joc. Că nu pot să cresc singur. Că altfel, eram level 10, eram ales și eram mort, eram vai de mine. Eram direct mort. Bătea toată lumea, n-avea nicio șansă. Ata, domne, eu mă joc, dar nu pot să mă joc singur, că mă trolează ăia și de-aia nu pot să cresc singur. Dă, unde, că direct eram mort. Direct, de ce eram? Să pișeau ăia pe mine, n-aveam nicio treabă cu jocul, ești nebun, nici nu știu deci cum îmi permiteam. Bine. Nu știu de ce să feriți, că pe Valorant când eram beta vă spărgeam pe fiecare dintre voi, dar... Asta e partea a doua. Când am picat pe Valorant, la început cu contra lui Pit și al lui YZN, dar n-am picat 4 splituri la rând. În primul split i-am bătut 13-12 și după aia direct i-am aruncat în continuu, i-am spart cu bătaia de fiecare dată. Bine mai prins. Salut, Melo, bine ai venit. Nu știau băieți să joace? Păi da, bă, dar știau să tragă, nu știau să pună ținta, că erau pro player de counter. Da, cam greu. Cam greuț. Stai, mă, că i-am bătut toți, dar ce se întâmplă? A picat serverul, ce dracu să... Stați așa. Da, de ce îmi zice Adrian, ăștia adversarilor sunt incredibil de terminați și nu știu ce, s-a închis serverul, l-a deschis adminul, iar nu știu. Nu mai merge cu TV-ul, dă și tu. S-a schimbat. Am, tata, am, nu-i problemă, nu ne grăbim nicăieri, dar vreau să știu, adică nu știam ce s-a întâmplat, că se blocase serverul de asta. Emergency substitute. Ce strânțe de jucători. Părere Ovi. Nu știu, tata, că nici nu l-am mai văzut jucând de mult timp. A fost Alex, a fost pe aici. Dar nu știu unde s-a dus. Ia stai să vedem, a apărut pe site aici. Momentan n-a apărut pe site, mai așteptăm puțin. Dacă nu, să vezi dacă ai cum să mi-l dai tu, Adrian. Salut, Lau, binevenit. Da, așa să vedem. Tot dau refresh. Ah, pare că a apărut. Ia stai să vedem dacă merge. N-a răspuns Saki, dar adică pot să intru și fără să-mi zică el că să intru pe meci. Bum, suna telefonul și nu știam ce se aude. Eu pe WhatsApp. Sper că am intrat pe IP-ul bun, ce ar trebui să fie, că văd că n-a început niciun match pe IP-ul ăsta, deci ar trebui să fie la bun. Ești terminat, n-am ceva de făcut, străine? Termin match-ul ăsta și vin. Mi s-a terminat și muzica. Hai, Adriane, bagă-i pe ea pe server mai repede. Da, mă, te sun. Am volum la server, să nu mai avem muzică, le bag iar pe la înainte.
Bă, chiar nu e închis metrou, dar nu cred că mă să mă plin cu metrou, că iau boală, iau ale. Nu-mi place. Nu-i de mine. Repoză cu Radu 20. I-am dat invite. Hai. Hai de frisk să ne jucăm. A, nu e Radu 20. Salut, Optical, bine ai venit. Mamă, ia vezi că veri au site, ăsta este ăsta, deci frisk. Am intrat acum la el pe, la el pe Steam. Este head coachul diviziei de CS, adică să înțelegeți. Echipă... Bine. Dar unde s-au văzut ăștia cu site, cu head coach, cu astea când ei sunt în intermediate? Bretonia Community, binevenit. Mersi mult, Optical. Poate reușim de data asta să intrăm... Să intrăm să începem meciul, poate nu o să-și mai schimbă ăștia jucători, dar au adăugat un jucător așa gen... Nu știu, mă, mi se pare foarte ciudat ce fac oamenii ăștia. Deci adaugă jucător în mijlocul meciului, adminii n-au nimic împotrivă cu asta. Bine, dacă, mă rog, au fost de acord. Bretonia, așa că presupun că e tot în regulă, dar tot mi se pare mizerabil, adică ai meci, știi că ai meci, nu ești pregătit cu ei, cu jucătorii, cu... Mă rog, whatever. Suntem în intermediate până la urmă aici, băieții nu sunt atât de profesioniști cât ar trebui. Am auzit pe Alex. Aoleo. E vorba de SLM, e vorba de profesionalismul pe care vrei să-l arăți, mai ales că Văru, dacă intrăm la el pe profilul de Steam, este head coach la divizia de Counter-Strike. Dacă erau 5 băieți care și-au făcut echipă cu numele Roots, păi nu, erau unul. Dacă ne arătăm că suntem organizații, că suntem așa, ar fi frumos să fim și profesioniști, nu? Pe teoretic e și 48, teoretic Bretonia poate să le dea forfeit acum. Bun, pare că intrăm... Mamă, puteam să mă uit pe coach, cred că îl păcăleam direct, îl păcăleam, vedeam dacă are codurile alea. Ce zici de Bretonia în momentul de față? Băi, eu ne-am mai văzut jucând de când și-au schimbat jucătorii, știu că am mai schimbat în jucătorii față de ce am văzut la JLF, am zis și atunci, ce mai zici pe stream, a fost foarte dezamăgitor, îmi pare rău să spun, dar chiar a fost foarte mare dezamăgirea mea, că au, adică gen... Nu mă așteptam să joace extraordinar de bine, dar nici cum au jucat la JLF, unde s-au, mie mi s-a părut că s-au prezentat destul de nepregătiți și un stil pe care nu îl văd de obicei de la Adrian. În schimb, aici pe overpass o să văd, schieme, dana nebune, pleacă, smoke-ul, vine flash-ul, Adrian e în partea cealaltă hărții cu lărcu, are timing-ul, are... O să vedeți, am încredere în Adrian că o să vedem un meci frumos. Până la urmă, intrăm în runda de pistoale. Bretonia începe pe partea de Tero, Ruț începe pe partea de CT. La Ruț joacă Tabs, Kazap, Bulky, Banjo și cu Scumi. Partea cealaltă la Bretonia, Flow, Star Player, Ovi, Gestero și cu Adrian. Un pic agresiv din partea lui Tabs, un one-tap pe Ovi care venea din parc. Star Player iese din conector, va intra în toalete peste Bulky, însă Bulky s-a retras deja. Știe însă și pe Tabs, entry bun din partea lui Star Player, Bulky scoate totuși un jucător cu 6 HP. Vine trade-ul lui Flow, pe că vrea să pună mâna pe acel USP, Kazap, însă se luptă de acolo fără armură. Este jucătorul cu kit-ul din partea celor de la Roots. Situație de 3 vs 3 în acest moment, după cum vă ziceam, uitați unde e Adrian. Adrian e în spate, în conector, are el timing-urile lui, are el ideile lui, care de obicei ies destul de bine.
Știu că Overpass e una din hărțile lui preferate și că știe el cum să se miște pe harta asta, cât să-i prindă pe băieți cu spatele la el, de, să zicem așa. Salut, Costeluș, bine ai venit! Nici o problemă optică, vreau doar să nu crezi că am ceva cu echipa sau așa. Eu zic doar ce am văzut și care e opinia mea de om, cum să zic eu, imparțial și cu, să zicem, o oarecare în experiență în CS, nu de profesionist, dar de meciuri în general. Kazap face vragul pe Gestero, Flow însă răspunde cu trade-ul, situație 2 vs 2 în acest moment, va încerca Flow aici să planteze și cel mai probabil va reuși. Scumi s-a retras din zona CT-ului, a primit smoke. Trage Benjon Mid, se anunță aici, l-a auzit Adrian, s-au auzit gloanțele. Scoate însă pe Flow. Reacție bună din partea jucătorului finlandez Adrian, strecurat prin smoke în CT, vine din bancă în acest moment. Ar putea să-i prindă din spate pe jucătorii de la Roots. Nu au kitul. Are foarte mult timp aici Adrian, însă se așteaptă totuși cei de la Roots după atâta timp să nu apară Adrian să-l găsească până la urmă. Și vine ronda de pistoale pentru Roots. Va finlandez deschide această hartă Overpass. Bă, Claudiu, nici măcar n-am jucat în Open, sincer. Ba, parcă cu Scam atunci când am jucat cu tovarășii mei aveau nevoie, mi se pare că eram în play-off la Open. Dar am jucat în 4, am jucat în alea, mă rog, nu erau jucătorii neserioși. Cu Adrian am jucat numai intermediate. Force buy din partea celor de la Bretonia după ce plantează în prima rundă 3 Mac-uri, un AK, un 3 Galiluri, un AK și un Mac. Un buy destul de bun, sincer. Se luptă aici, Ovi reușește, entry frag-ul pe Kazap. Scum este și el acolo, Ovi se retrage în momentul nepotrivit, vine totuși un... vin niște utilități, îl scoate pe Scum, Ovi până la urmă. Benjo face double kill-ul, aproape de triple kill, Gestero totuși răspunde și el cu frag-ul. Situație de 3 vs 2 în favoarea celor de la Bretonia, recuperează Adrian un Galil. Auzit acolo în CT tabs cu... MP7-le văzute acolo, boost-ul, însă vine Gestero perfect, finesi. Prinde linia și double kill-ul. Asta zic, mă, că nu știam exact dacă e open, dar era un play-off și oricum am jucat în 4 oameni. Vezi ferii, Claudiu, că te sparg dacă nu mai știi de tine la 1v1. Probabil nu, probabil, mă bază, mă piși pe mine, dar zic și așa. Salut, Alex, bine ai venit. Polar, nu era Polar, bun, am avut Polar, am avut... Scout aia de la Roots. Nu cred că ar fi avut cum să aibă Polar, sincer. Intrare rapidă din partea celor la Bretonia la site-ul B, acolo unde este numai Benjo singur, pică. Bă, nu, Benjo încă n-a picat. Adrian, star player, Gestero, fac fragurile acolo totuși destul de rapid. 4 oameni rămân în viață de la Bretonia și ajung la scorul de 2-1. Preiau conducerea acestui meci. Asta zic, mă, Alex, nu prea cred că nici n-au dat lamă, poate dacă dădeau lamă aveau bani de Polar, dar n-au avut bani de Polar, 100%. Cred că nici dacă îi băteau unul pe toți 5, nu cred că aveau bani de Polar. Nu știu exact acum să zic, poate ar fi avut. Roots pușează deja alung în acest moment, 5 USP-uri, 4 și 1 pe 2000, de fapt. Știu că au avut scout, dar nu știu dacă aveau bandă Polar, dacă bătea unul singur 5 adversari. Nu mai țin minte exact. E 300 pe frag, 1500 cu bonusul. Nu cred că ar fi avut totuși de Polar. Face picul star player în lung, surprins acolo de 5 jucători, vor avea informații aici, Bretonia și mai probabil se vor ce către site-ul B. Însă Gestero văd că vrea fragurile pe anti eco și pe Benjo în dreapta lui. Nu reacționează Gestero. Mai pică o armă de la Bretonia în acest moment. Nu, tată, știu, adică știu că aveau scout. Nu zic că bă, nu știai, nu știu ce, dar sunt eu curios așa pentru cunoștințele mele generale, dacă poate avea Polar. Te pup, DMP, bine ai venit. Începe retake-ul celor de la Roots în acest moment, vin cu 3 oameni din CT, unul din Heaven, Tabs este jucătorul din Heaven, are Galilul, are și un flash totuși. Probabil va arunca pentru a-și ajuta cu echipierii. Vine boost-ul și pică și Adrian. Situație 2 vs 4.
arată din ce în ce mai rău pentru Bretonia în acest moment. Scumii se duce destul de aproape, vine un flash totuși, face picul Scumii, aproape să-l scoată pe Ovi. Benjo însă îl scoate pe Ovi, dar nu cred că mai are timp. Quad kill pentru Benjo. Runda câștigată de Bretonia însă, la limită, sincer, pierd toți jucătorii. Deși au o economie destul de bună, au 10.000 pentru Gester, 8.000 pentru Star Player, nu cred că este o problemă chiar atât de mare. Totuși, Benjo a făcut acolo quad kill-ul și din cauza asta cred că poate să-și permită Polarul în această rundă. Mă trolează Claudiu, cred că îi dau bani. Nu au foarte multe utilități în acest moment, Roots, Bulky chiar își aruncă singura utilitate, acel nade. Se retrag, lasă zona midului ceva mai pasivă, vor ține din toalete. Nu mă, nu, glumesc DMP, am glumit, lasă-l în pace. Bine revenit, Alex. Vine molotovul lui Star Player la butoaie, însă acolo nu este nimeni în acest moment. Destul de avansat aici Kazap. Probabil așteaptă un flash dacă îi pierd lui Flow. Se retrage. Ah, smoke-ul n-a dispărut încă. Părea că vrea să dispară smoke-ul. Salut, Alex. Bine ai venit. Ai ratat cele două runde din harta trecută în engleză. Dacă vrei să te dai înapoi să te uiți. N-am fost cine știe ce, dar mă rog. 48 de secunde rămase, încă nu este niciun duel. Toți jucătorii au full HP, în același timp când zic asta, Ovi lăsat la 60. Cum îi face picul de pe site, pică, însă Tabs vine cu trade-ul. Foarte multe fraguri făcute, însă Bretonia este în continuare în avantaj. Benjo este încă ascuns în apă. Ar putea să surprindă aici, însă Gestero pare că l-a pușat. Bulky s-a băgat prin smoke, însă Benjo... foarte aproape de double kill, Adrian își apără cu echipierul, Bulky rămas singur, 1 vs 2, 28 HP, are polarul în mână, a trecut acolo printr-un molotov. Foarte aproape de side, Bulky scos până la urmă de Flow și Bretonia reușesc să câștige cea de runda cu numărul 5. Avem 54 de like-uri. Sunteți șmecheri, odată o știți foarte bine. 12 minute, aproape 13 minute average watch time. Cred că facem orele alea imediat. Alea pentru how, știți ce zic? Pentru how. Aolo, Ovi, un nade în spatele lui Flow îl lasă la 68 HP. Ei, s-a grăbit puțin acolo. De fapt s-a oprit acolo Flow. Totuși e un smoke în fața lui. Nu știu de ce s-a mai oprit acolo totuși. Două nade-uri destul de interesante acolo, monstru. Cred că ar fi pus niște probleme dacă se strângeau la B Bretonia, însă văd că joacă în stilul specific al lui Adrian. Joacă destul de retrași, destul de în spate. Nu vor să dea entry-urile momentan, deși Roots sunt pe rundă de eco. Tabs și cu Scumii sunt singurii care au armuri mici. Mă, Alex, păi cum faceți? Stai că n-am înțeles. Mâine ești liber, pe mine e joi. Mâine e joi și mai e până luni. Vineri, nu? Nu servim? Încearcă Gesterul acolo un spam. Cred că l-a atins pe Bulky. Însă este un stack din partea celor de la Rus la site-ul B și îi citește foarte bine Adrian. Îi întoarce către site-ul A. Bomba este plantată și cel mai probabil va fi un retake 5 vs 5. Deși Roots văd că se bagă spre monstru. Dacă cel mai inteligent play aici este să salveze totuși. Poate să scoată niște arme aici la exit fraguri, dar... au totuși niște pistoale, cred că ar fi avut o șansă mai bună să scoată arme dacă se duceau pe... dacă se duceau din zona CT-ului. Văd că se duc toți în lung și ar putea să-l prind aici pe Flow. Chiar are polarul. O problemă destul de mare pentru Bretonia în acest moment. Se luptă aici în zona lungului. Pică 2 jucători, 3 jucători, 4 jucători de la Bretonia.
Se pare că m-am grăbit puțin. Roots au făcut o alegere foarte bună acolo. Au scos 4 jucători de la Bretonia. L-au dat acolo destul de mult de meci economic. Văd că doar Gestero a rămas cu 4300. Văd Adrian 3100. Însă ceilalți 3 jucători nu-i văd prea bine. Totuși Roots sunt cei care au problemele mai mari la economie. Dacă pierd această rundă, vor avea din nou o rundă de eco. Bulkill prinde pe Gestero, entry frag pentru Roots în acest moment, însă un pic de overextend acolo, cred că trebuia să se retragă după primul frag Adrian, aproape să prinde pe Kazam. Îl spamează, însă lasă doar la 74 HP. Nu e Adrian, nu e coach, e mastermind în această echipă. Nu-i problemă, Alex. Oricum o să terminăm și asta. Cred că termin mai devreme stream-ul ăsta decât la de ieri. Parcă la de ieri a ținut puțin mai mult. Adriana, 2 HP, foarte aproape bulk aici de jucătorii de la Bretonia. Face fragul. Vine bun trade-ul lui Star Player, însă este încă un jucător în toalete. Îl prinde Star Player pe scumii, însă Tab s-a făcut rotația prin toalete și l-a scos pe Star Player. Recuperează Roots o rundă, însă arată destul de shaky. Sincer, cu holdurile astea, nu știu ce să zic exact. Nu știu ce să zic despre ei. E holduri destul de ciudate Bretonia, nevoit să facă o rundă de half-buy aici. Au totuși un AK pentru Gestero. Vătuf. N-am mai auzit vorba asta niciodată, DMP, să fiu sincer. Nu cred că e chiar așa, nu. Dar el are schemele alea nebune. Gestero entry frag bun, Bulky totuși îl scoate pe Star Player, aproape de cel de-al doilea frag, reușește totuși cel de-al doilea frag, triple kill pentru Bulky, ce face în jurul pilonului? Mi-a amintit care e poziția... ok. Mi-a amintit care e poziția pe care am zis-o ultima oară și a zis toată lumea, bă, what the fuck? Da, chiar eu sunt Alex. Dacă mai țineți minte, am zis la pilon, când am comentat prima oară overpass, am zis dildo. Ăla era call-out-ul pe care îl foloseam eu când mă jucam pe overpass, cu englezii. Face Adrian picul, îl prinde pe Tabs, îl are totuși pe bulky lângă pilon. Cu polarul, destul de mult HP pentru Adrian, exact ce vă ziceam, cu știe el să se strecoare, să se protească. Nu se grăbește Adrian, joacă foarte meticulos aici, totuși pașii ăștia... cam agresivi. Încă bulky molotovul, 30 de secunde rămase, Adrian. Ar trebui să grăbească dacă vrea să încerce acest clutch. Exact, DMP. Benjo până la urmă face picul și îl scoate pe Adrian. A fost un triple hit acolo din partea celor de la Roots. Doar două runde diferență, Roots încep să dea și ei din brațe în acest moment, iar Bretonia ar putea să își cumpere aici, însă aleg să meargă pe un half-buy. Vor să aibă toate utilitățile, vor să aibă un full-buy cu tot ce trebuie, să nu rateze absolut nimic. Ba da, Diopi, ba da, să zic. Ăla e un pic mai rău decât Dildo, da. Trecem peste. Doi oameni strecurează deja în short, Adrian și cu Star Player. Cred că Adrian face mult scomot acolo cu Deagle-ul. Bine, veni Freya. Vine molotovul din nou la Saci, un molotov destul de default. Acel nade din partea lui Adrian blocat de Star Player. Pare un pic acolo supărat Adrian. Vine smoke-ul în short din partea lui Scumi și ar putea să-i blocheze acolo pe Bretonia, însă Bretonia văd că se retrag. Văd că vor să atace site-ul ăla, de fapt, acolo unde sunt Tabs și cu Bulky. Face Bulky săriturile în spatele site-ului. Tabs are un off-angle interesant aici la mașină. Vine nade-ul, Bulky și aruncă smoke-ul către lung, face picul cu polarul, aproape să-l prindă pe Ovi.
reușește până la urmă eliminarea, recuperează Deagle-ul acolo Star Player și e un switch foarte bun aici, double kill pentru Star Player. Bage și cu Tabzan să fac fragurile. Adrian rămas 1 versus 2, are Deagle-ul în mână, nu îl prinde pe Tabzan însă. Și Roots câștigă și runda asta, deși au pierdut 3 jucători. La fel, bun damage dat de cei la Bretonia însă. Aici este momentul în care trebuie să câștige rundele, au full buy și sunt în pericol de eco dacă pierd pe asta. Foarte agresivă zona A-ului cei de la Roots, însă Bretonia au, cred că, boost-ul cu 4 oameni. Exact, aveau aici boost-ul cu acel boost cu 4 jucători cu care vezi până în Heaven, însă nu au găsit pe nimeni. La ce te referi, Alex? Cu Star Player atacat acolo de 2 jucători, vine un flash totuși de la un co-echipier, îl prinde foarte bine pe Scumi, nu-l mai găsește pe cel de-al doilea jucător, Tabs face ripicul, rămâne fără gloanțe. Și Flow face 3-2 avantaj acum pentru Bretonia. Bulky, nu știu dacă l-a văzut acolo pe Adrian. Cred că l-a văzut, da, și face și fragul. Nu prinde data aceasta Adrian timingul bun. Deci ce scaut, da, mi l-am luat. Au răspuns Alex la mail și trebuie să răspundă și la mailul pe care l-a dat acum, gen follow-up mailul de la Ang. Mai probabil o să avem perioada până săptămâna viitoare. Flow îl prinde pe Kazap un pic agresiv care merită toți banii. Bun, double kill-ul lui Flow, triple kill-ul în total în această rundă. Bulky în Heaven în acest moment, rămas 1 versus 3 cu Polarul văzut de Flow și vine quad kill-ul din partea jucătorului de la Bretonia. Rundă frumoasă făcută de băieții noștri și se despar la 2 runde. Da, văd că sunt foarte multe domnișoare care susțin Bretonia eSports. Vine o pauză, cel mai probabil din partea celor de la Roots, care, după cum știți, au și coachul, head coachul. Am zis domnișoare ca nu cumva să zic vreo prostie, n-am vrut să zic doamne. Ah, Martina Martinez. Ah, ok. Pare la alte parcă mai aveau așa o parcă mai că păreau legit, dar Martina Martinez, nu știu ce să zic. The Lion, mersi mult de sub, binevenit. Din nou să vedem acest pus de 4 oameni. Foarte interesant aici, însă pică Gestero, totuși să nu fie supărați băieții, nu e nimeni în Heaven în acest moment. Ca să vedeți exact ce vede Gestero, s-au dat jos. Mai să vă arăt acolo ce vede Gestero, să vedeți cum se vede din cauza acelui cu 4-man boost. Face picul Flow aici foarte bine, îl prinde pe Kazap, care cred că se aștepta totuși la o săritură. Benji recuperează polarul și kitul. Acum am văzut Roots au 2 polare. Nu știu dacă mai e pe aici, Alex. Să-l împaci. Nu vă mai certați că nu e bine. În continuare, Bretonia, deși au făcut un entry frag, nu intră momentan, mai așteaptă puțin, vine molotovul totuși la saci și pare că se va face intrarea către site-ul B, acolo unde este cu polarul Banjo, se uită în monstrul, prinde pe Flow, double kill-ul pentru Banjo, Gestero însă totuși face trade-ul, vine din short Adrian, Tabs vine din connector, situație de 2 versus 2 în acest moment, Bulky și cu Tabs, Gestero aproape să fie prins acolo în short de către Tabs, vine totuși bomplatul în site, avea acolo un gap prin care se uită Gestero destul de bine, aruncă totuși molotovul, cred că este prea în spate, Bulky reușește să scape de acel molotov, Tab s-a repoziționat în lung, iar Ovi se uită în continuare către short, prinde Tabs cu spatele pe Ovi, Gestero văzut de către același Tabs, face triple kill-ul Tabs și reușesc Roots să câștige runda.
deși părea foarte unlikely, a ținut bine acolo bench-ul cu Polarul, a venit puțin cam târziu trade-ul, sincer, dar până la urmă a reușit să-l facă. Totuși a venit din short foarte bine acolo Tabs, l-a surprins pe Ovi. Ar fi putut să-i prindă Bretonia, însă n-a fost să fie. Să vedem runda cu numărul 12. Văd că se forțează din partea celor de la Bretonia. Și cred că ar putea să surprindă aici, pentru că Ruts au un MP9. Totuși au două polare. Le polare ar putea fi destul de problematice pentru Bretonia în acest moment. Polky însă pică deja, se scoate una dintre cele două probleme. Au pușat deja, au luat controlul shortului Ruts, însă Bretonia se duc către site-ul A. Singurul jucător rămas către site-ul B este Adrian, desigur, care este lurker în acest moment. Au fost văzuți acolo, cel puțin un jucător a fost văzut de săritul lui Scumi. Tabs se strecoară către zona lungului. Trebuie să aibă grijă aici Bretonia, însă pare că se vor duce către site-ul B. Au intrat trei jucători în conector. Kazap ține acea ușă de sub acea balustradă. Vine un flash totuși și îl prind pe Benjo. Kazap reușește o singură eliminare. Flow aduce bine trade-ul. Tabs din nou va ajunge cumva în spatele jucătorului la Bretonia. S-au închis ușa. Perfect, au jucat până acum cei de la Bretonia. Tabs se luptă, va ieși peste Flow, lăsat Flow la 21 HP, se ascunde foarte bine aici Flow, îl ajută și Gestero. Reușește Flow eliminarea, Scumi îl scoate pe Ovi, însă pică până la urmă și Scumi și runda este câștigată de Bretonia. Mulțumesc foarte mult, Optical, chiar apreciez. Și vine din nou o pauză din partea celor de la Ruts, care au o rundă destul de grea în față. Ar trebui o rundă de force buy, teoretic, la CV economia au. Ar ajunge la, să zicem, 8-5, după care trebuie să facă eco și vor avea un buy în ultima rundă. În runda cu numărul 15, teoretic, ar ajunge la 9-5 Bretonia și abia atunci vor avea full buy. Probabil asta e decizia pe care trebuie să o discute, dacă să forțeze acum sau dacă să facă full echo. Pare că call-ul este pentru un force buy. Avem două CZ-uri, un P250 Deagle și un 5-7 pentru Benjo. Partea cealaltă văd că Ovi are macul și va fi un rush la site-ul B. Intră Ovi foarte rapid aici, aproape de triple kill. Reușește numai un singur frag. Benjo reușește double kill-ul cu 5-7-ul. Însă, fiind cu echipierii lui Ovi și curăță site-ul, rămâne numai Tabs 1 vs 3. Are totuși un CZ, dar vine de destul de departe. Nu cred că va pune foarte multe probleme. Aproape să-l scoată pe Adrian, însă lasă doar la 17 HP. Optical, dacă e cel mai bine, scriem exact care e situația și o să-ți răspund imediat după ce termin, după ce se termină meciul ăsta. Cel mai probabil o să închid stream-ul, dar o să mă duc afară, dar o să am pe telefon Discord-ul și să răspund, cea mai mare plăcere. Full echo de data aceasta pentru Ruts, Gestero deja double kill-ul, aproape de triple kill, însă Adrian și Ovi s-au pus pe ei, Adrian face și el un double kill acolo. Avem 9 la 5 și Ruts vor cumpăra în această rundă. S-a întâmplat exact cum presupus. Runda de eco, runda de force by eco și acum vor avea un full by cu două polare, dacă nu mă înșel. Benjo și Bulky de obicei joacă polare, văd că Benjo nu își va cumpăra VP în această rundă. Cred că nu vor să chiar să forțeze chiar atât de rău acele două polare. Intrăm în ultima rundă din prima jumătate. Joacă primul la 16, Alex. Și parcă țin minte că prima oară când mi-ai zis că nu te joci cantă, te joci altceva. Parcă ziceai de Free Fire, dacă amintesc eu bine. Sper să nu mă înșel.
Este rău pică deja a scos de către Banjo, însă Star Player răspunde bine cu trade-ul. A venit acolo un flash din partea unui jucător de la Roots. A facilitat acel pic. Așa că nu s-a terminat meciul Gis la sfârșitul meciului. Așa e cel mai bine optical și discutăm, nu-i problemă. Vor face aici un boss foarte interesant, Star Player, double kill-ul, însă este un jucător ascuns în smoke. Azap foarte bine ascuns, reușește o singură eliminare, două. Rămâne Adrian 1 vs 1 cu Bulky, care are polarul, este la ABC. Sau la graffiti, dacă vreți, însă vine picul bun al lui Adrian și avem 10 la 5, o jumătate foarte bună din partea celor de la Bretonia și vor intra acum pe partea mai ușoară, să zicem, pe partea de CT. Vreți să... Trec pe partea de Tero și trebuie să vedem niște playeri destul de interesante din partea lor, pentru că dacă nu găsesc ceva mai aparte, niște scheme mai interesante, nu prea îi văd intrând înapoi în acest meci. Desigur, că dintre toți care suntem aici pe stream, niciunul ne dorim ca să intre Rus înapoi în meci, dar așa mai, să zicem, mai obiectiv decât vorbind. Poziție nouă pe overpass. N-am găsit. Te referi la școală, Alex, sau la ce trebuie? Nu-mi dau seama, să mor, nu-mi dau seama. Nu știu la ce te referi cu cală, nu știu. La școală, spart tablou? Păi, dar de ce spart tablou, mă, să mă... Ce-a făcut tablou? Bun. Intrăm în runda cu numărul 16, teoretic, prima rundă de pistoale de pe ce... Mă rog, runda de pistoale de pe cea de-a doua jumătate, nu prima rundă, că e doar una, logic. Intră destul de rapid în zona midului. Vreau să pun controlul acolo. Tabs îl seacă pe flow, lasă la 14 HP deja. Au două seturi de utilități, Ruț. Foarte interesant, sunt foarte curios... Cum o să gestioneze această rundă. Probabil o să aibă o execuție destul de interesantă. Ah, ok, am înțeles, Alex. Intrați de la Rus pe site-ul B, va fi un retake 5 vs 5, se luptă aici în CT, Star Player face totuși un trade, flow pică, pică de fapt flow după Ovi, situație 2 vs 2 oricum, se luptă acolo Star Player de pe mantinela din Heaven, nu știu exact dacă era chiar cea mai bună idee, Gestero va fi aici atacat de cei doi jucători, iese Gestero aproape de double kill, știe și pe Scumi care este blocat în acest moment. Face picul Scumi, însă reușește clutch-ul Scumi, 1 HP. Roots reușesc să fure într-o oarecare măsură această rundă din partea celor din fața celor de la Bretonia. Ești la cât a intrat, Alex? Forțează aici Bretonia, au 3 Deagle, un MP9 și un Scout. De partea cealaltă sunt 3 Macuri, un Galil și un AK. Cred că totuși, să zicem, vorbim așa puțin de runda trecută până se întâlnesc băieții. Cred că ar fi trebuit puțin multă încredere acolo pe Gestero. Dacă făcea picul puțin mai decisiv, cred că l-ar fi câștigat totuși. Părea destul de speriat jucătorul de la Roots. Dar...
Norocul a fost de partea finlandezilor, din câte s-a văzut. Joacă foarte încetruț în acest moment. Presupun că știu și ei foarte bine că cele de anti-eco sunt destul de scary. Se întâmplă niște play-uri, spunem, puțin mai încrezătoare decât pe o rundă de arme și așa, poate niște play-uri la care nu se așteaptă. Face picul flow, Tabs a dormit puțin acolo în toalete. 9.55, dar nu ai stat așa mult, nu? Ce rău. Aruncă utilitățile scumii la site-ul Ben, ăsta este singurul aici, este un fake. Și pare că i-a păcălit destul de bine pe Bretonia. Însă rotația poate veni destul de rapid aici. Pică scumii și au informația acum Bretonia că a fost doar un fake. Vine execuția pe site-ul, a foarte multe flash-uri aruncate. Banjo destul de secat, pică totuși Adrian, Flow face fragul pe Banjo, însă vine și Ovi cu trade-ul după ce pică Flow. Star player face fragul pe Bulky, scos și Kazap și o rundă de anti de force buy foarte bună pentru Bretonia, reușit să câștige chiar cu 3 oameni în viață, își păstrează acolo și puțină economie și îi forțează pe cei de la rus să fie ei acum pe rundă de force buy. Nici eu nu știu pe la ce, nu mi-e clar, nu știu exact. Reușit, dar am reușit. Am reușit. Folosesc utilitățile deja din partea celor la Bretonia. Acel molotov foarte interesant dat acolo în fața ieșirii celor de la Roots. Exact asta facilitează un push din partea celor de la Bretonia, double kill lui Adrian aproape de triple kill, însă Bulky reușește trade-ul în continuare în avantaj. Vor recupera aici două arme, este vorba de una ca și un MP9, însă sunt în dezavantaj numeric, Bulky are chiar armură mică, ceea ce ar putea fi o oarecare problemă să face aici switch-ul de arme, exact, Tabs este cel cu armură mare, parcă văd că și... încărcătorul de arme, văd că a luat MP9-ul ăla, l-a încărcat, l-a aruncat lui Bulky și încă a încărcat și AK-ul ăsta. Totuși Gestero, mare atenție la el, are o poziție foarte interesantă aici, un off-angle în monstru, ar putea să-i surprindă pe Roots, se apropie. Totuși Tabs anticipează poziția jucătorului de la Bretonia, Ovi va face rotația cu M4, va veni și star player din spatele lor cu un Galil. Șansă bună aici, însă star player nu trebuie să se grăbească. Îl vede pe Tabs, reușește eliminarea, rămâne numai Bulky. 1 versus 2, are AK-ul în mână, este jucătorul cu armură mică, însă deja îl pușează Ovi. Reușește fragul și avem runda cu numărul 12 pentru Bretonia. Niște holduri foarte frumoase. Mersi, Bela, ceau. Mamă, dacă facem și noi 60 de like-uri, sunteți, știți foarte bine, șmecherul de tot. Încă 2 like-uri și... sunteți și mai șmecheri decât erați acum la 58. Foarte multe utilități aruncate deja. Este un push destul de agresiv din partea celor de la Bretonia în site-ul A. Adrian, forțat un pic aici să se retragă. Vine un molotov, însă nu nimerește pe nimeni prin smoke. Salut, Șeschi. Mă arată cu un like mai puțin? Mi-a pare că sunt 59, acum nu știu. Tu 60? Iertați-vă pe mine atunci, sunteți șmecherii de tot, știți foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri. Vă mulțumesc și că a stat cu mine până acum la aceste două meciuri. Să vedem dacă Bretonia reușește să închidă acest meci, deși nu cred că ar trebui să aibă o problemă foarte mare a face acest lucru. Mi se pare că sunt destul de bine în controlul acestui meci și că au fost niște runde pierdute așa, pe niște, să zicem, timing-uri unlucky. Și de la Roots au destul de multe probleme cu băieții la Bretonia, însă meciul nu s-a terminat, poate să meargă spre oricine. Estero face picul în momentul potrivit, aproape de triple kill, însă
Reușește un singur frag, l-ajută acolo și Ovi, situații de 4 versus 3 în acest moment. Adrian se ascunde foarte bine la saci, o zi pe care nu cred că o vor verifica Roots în acest moment, când vor intra pe site. Intră în acest moment Adrian, aproape să fie scos, totuși Kazap reușește un frag pe Ovi, dar Adrian este pregătit acolo, se ascunde foarte bine, își așteaptă cu echipierii. Ce creier mare are Adrian aici în acest moment, 13 la 6, iar Roots au o rundă de half-buy. Cât timp suntem în meci, Alex, nu las camera pornită, pentru că, uite, fii atent. Dacă las camera pornită, nu se mai văd jucătorii din stânga, nu se mai văd cum îi cheamă, ce au și... Nu e combinație, știi ce zic. Așa o pornim între meciuri sau când mai discutăm, între meciuri, în general, sau pe mijloc, să nu se mai vadă țita. Asta, tată, că nu trebuie să mă vedeți pe mine, trebuie să vedeți meciul. Nu? Logic. Runda cu numărul 5 din cea de-a doua jumătate, Roots, cum ziceam, half-by-ul, 3 tecuri și 2 digăle. Intră foarte rapid acolo Tabs, monstru, nu s-a ascuns în marginea monstrului. Prind un potențial push, însă nu cred că va veni acest push prin smoke, că bretonii nu sunt chiar genul de echipă care se aruncă prin smoke-uri. Se strâng ușor-ușor Roots către zona midului. Acolo unde chiar nu este ținut deloc de către Bretonia, țin oarecum toaletele cu 2 jucători, însă dacă vor alege să treacă prin mid, nu vor vedea pe nimeni, însă intră chiar în gloanțele lui Star Player și al lui Flow, rămâne foarte rapid, numai Tabs, 1 versus 5. Pică până la urmă și Tabs, 14 la 6. Pulbai acum pentru ambele echipe. Roots au nevoie de această rundă dacă vor să mai rămână în meci. Bretonia au un avantaj foarte mare, 8 runde în acest moment, stau destul de confortabil, deja pușează zona midului. Reușesc 2 eliminări, însă vin și trade-urile destul de rapid. Adrian are polarul în lung. Nu știu dacă e chiar cea mai bună armă pe care o joacă Adrian, însă cred că este de la încrederea pe care au băieții în ei. Face fragul totuși pe bulky, reușește să se și retragă. Restabilesc avantajul pe care l-aveau mai devreme în timpul acelor trade-uri. Tabs și cu Kazap joacă destul de retras. Adrian aproape să-l prindă acolo pe Tabs. Și smoke-ul din partea lui Adrian și se retrage și mai mult până în site-ul Ana în acest moment. Văd că se repoziționează băieții la Rus, pare că vor să facă un atac coordonat către site-ul B. Au un smoke și un molotov. Ar putea să pună puțină presiune pe Bretonia. Însă aceștia au lăsat complet liber site-ul B. Va veni molotovul la saci, la butoaie. Și se vor repoziționa. Ovi este deja în CT în acest moment. Vine și smoke-ul pe site. Îi permite lui Kazap să planteze în acel smoke. Face picul însă Adrian. Reacție bună. Îl scoate pe Tabs. Rămâne numai Kazap. 1 versus 3. Scos de către Ovi. Și avem match point pentru Bretonia în acest moment. 15 la 6. Iar Roots au reușit totuși să planteze, vor avea bani de un full buy. Foarte important acest full buy pentru ei, pentru că dacă nu reușeau să planteze, ar fi avut o misiune foarte grea în față cu un force buy. Pune camera și scot, îți dai seama, Hellstone. Alex, o să mulțumesc, îți dai de la noi.
aș aprecia foarte mult dacă s-ar întâmpla, însă nu cred că este cazul în acest moment. Însă Tabs a reușit acolo un frag prin acel loc de spam în short. Adrian a făcut totuși trade-ul, se va face un boost aici în short destul de încrezător. Băieții de la Bretonia, după cum spuneam și mai devreme. O, salut Light, bine ai venit. Se va face din nou boost-ul. Da, e ultimul meci de astăzi. Un nou scop din partea lui Adrian pe Benjo, îi prind Kazap, îl prinde numai pe star player. Flow vine cu trade-ul. Aruncă flash-ul în short acolo unde este Bulky, însă este păcălit Bulky de acest flash. Scumi așteaptă aici foarte bine la scară, îl va prinde pe Flow, situație 2 vs 2 în acest moment. De pasiv Ruț așteaptă push-ul celor la Bretonia. Scumi, nu știu exact. Dacă asta era chiar cea mai bună idee. A, nu mă cul după Light, n-ai nicio treabă. O să mă duc afară, mă așteaptă băieții. Elston ți-a mai zis. Te-am și ieri. Ovi îl scoate pe Bulky, rămâne numai Scumi. 1 versus 2. Rebomba se duce foarte repede către site-ul ăla, acolo unde este Adrian cu Deagle-ul și Polarul. Se va pune pe plant pentru că nu mai are timp aici, Scumi. Adrian trage cu Deagle-ul și încheie acest meci 16 la 6. O hartă foarte bună din partea celor de la Bretonia. Mă așteptam, sincer, după harta pe care au ales-o la început. O hartă foarte bună. Nu, da, hai să ne uităm la fragmul Vilușeschi și după aia ne-am dus, ia să vedem. Nu prea place melodia aia, cred că melodia aia o să o punem pe mut. Că-mi dau băieții de la How. Dar ne uităm acum, stai așa. Adică nu că nu-mi place, dar zic așa că nu e bine. Nu e vorba că nu-mi place, Șeschi, e vorba că vin băieții, poliția, YouTube-ul, știi ce zic? De-aia zic că nu m-aș uita cu muzică. Lasă, tatu, nu-i problemă, că... E ceva cu membri, nu știu mai că ne uităm, că nici nu stau, că nu știu. Be. Bun. Ce 920, e Belăceau. Bun asta pe muzică. Nice. Asta îmi place să văd. ZD, dacă mai ești aici, așa, dacă poți să le reușești să le pui. Gen la început acolo, nu chiar pe toate. De ce se vadă mai arăt web-ul? Aha, asta este. Trage-l în vărul prin smog, n-avea nicio treabă. Bun. Știe Șeschi cu pușca. Mamă, s-a întâmplat ăla că s-a stins molotovul în smog și îi vedeai pe aia pe smog. Asta, ți-am văzut codurile, de fapt, asta este. Asta este Șeschi. Mă pui să mă uit la fragmovii cu coduri. Trecem peste. Ăla ce făcea, mă? Bă, cu cine te jucai aici, mă? Ce-a făcut ăștia? Am un cash la un turneu, ar fi Caterinca. Mamă, 360-ul, l-ai aruncat pe al tău, Cosmin, săracu, a murit, s-a dus.
A plecat 360 no scope-ul. Păi stai să vedem dacă merită. Da, no scope-urile astea la 360, 180, așa merită, merită. Frumos, frumos. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Bravo, Șeschi. Știu. Am zis, îmi place așa când e cu ăsta, cu sincronizat cu muzica. E super, arată super mișto. Prieteni, vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până acum. Mersi mult de sub. Cine a dat sub stream-ul ăsta. Mersi foarte mult de like-uri. Și ne vom vedea, cel mai probabil ne vom vedea mâine. Mâine cu Galaxy Racer match și după aia match cu Royal Savage în SEA. Cred că tot open sunt și ei. Deci avem mâine din nou două meciuri interesante. Vă doresc o seară bună și ne vedem mâine. Pa, pa!